Super! Domnul Gicu! Bună, domnul Gicu! Hop, hop! Odată te salut! Salutare și... Vreau să zic că noi am vorbit acum câteva zile, tu erai plecat în străinătate. Germania! Dar cum se face că așa fain te-ai rotunjit la față? No, ce ai făcut? Traiu bune! Traiu bun și? Yes, yes, yes. Bun, las că nu-i rău. Gicu, noi am vorbit acum câteva zile, tu ai pornit din Germania la Altair, parcă? Așa ai? Miercuri am pornit. Miercuri, azi ce zi? Azi e sâmbătă. Deci ai pornit miercuri și am zis că vin cât de repede pe la tine. Nu, ce zici? Ești prompt așa cât de cât? Foarte prompt, nu că așa? A? Foarte prompt. Am zis să vin să te văd. Să-l vedem pe taică-tu. Vă salut încă o dată. Aici cu taică-tu, artist popular. Ia. Gicu. Vai, altfel, nu-i mai cum a fost. O s-o rotunjit. Calu. Da. S-o rotunjit, arată bine. Ce nume are el? Nu știu că... Nu mă uita de scrie pe pașaport. Pașaport i-a dus de la Cluj, mă zic. Cam e 4 ani. Cum îi ziceți dumneavoastră? Suru, așa îi zic. De la Cluj i-a dus. Am înțeles, Suru arată foarte bine. Domnul Florin. De la Florin? Țap. Domnul pe numele de familie. Umbrela sau cum îi zic. El l-a adus? El l-a adus. Nu știu exact, da. El l-a adus, l-a dat la un băiat și eu l-am luat de la băiatul ăla, că l-a vândut. Așa. Gicule, ce am vrut să te întreb? Cum a fost în străinătatea pentru tine? Așa. Ai stat câteva luni? 5 luni. Deci după ce am plecat eu de la tine, după ce am fost la tine, după cât timp te-ai dus? După câteva zile, a? Domnul, am fost acolo. Și viață bună acolo în străinătatea? E bună și nu-i bună, nu. Ce să zic? De ce e bună și de ce nu-i bună? E bună într-un fel, nu, că e altfel de salariile acolo, dar mai rău e că când ești mulți români, nu știi care cum mai care să fie. Se ajută românii între ei în străinătate? Da, foarte tare. Nu știu care costie sapă. Nu, asta nu e un lucru bun să auzim așa ceva. Nu, a trecut și... Te simți bine acasă? Nu. Aici lângă tatăl tău? Da. Treabă bună. Deci zici că Suru s-a rotunjit un pic, arată bine. Ce vârstă are Suru acum? E aproape pe 4 ani, în iulie face 4 ani. Dacă îl văd cu potcove, înseamnă că l-ai pus și la căruță. Da, bine zic, bine zic asta. Da, păi, dar nu cred. Ducem cu noi, facem treabă cu el. Ce zice? Ce zice? Pe dorea încă una. Încă nu o schimbat, vezi? Numai 2-4 minții, cum au făcut la 3 aia. Tu ai văzut că nu a auzit un cal acolo. Poți să-l duci, Gicu, să-l vedem. Acum fuge, nu mai trebuie să-l mâncească. Îl trăgea atunci, atunci, da. E, da, păi acum l-a pus la cantină bună, l-a spus la cantină bună. Da. Calul se simte bine. Da. Nu-i castrat el, așa-i? Nu. Nici nu-l castrăm, că dacă e blând... Lasă-l așa? Lasă-l așa? Bun. Din câte am înțeles, vrei să-l ții și de dat sau? Da, dacă pic eu dau. Nu dacă te mărp în Germania. Când vrei să te duci iară? Gicu, când vrei să te duci iară? 3 săptămâni. În 3 săptămâni pornești? Da, până n-am venit numai așa ca într-un concediu și apoi. Îți plac concediile mai lungi sau mai scurte? Cum îți plac? În vară mi-o ăla lung. Ha? În vară e concediu lung. Tatăl tău nu mă râde, fiindcă dânsul a făcut concediu dintre ăsta niciodată, așa e când ați fost plecat în Spania și nu? Să vii la 4 ani de zile acasă. Ce să faci? Frumos, frumos armătăruș. Nu, am să o întrămat. Cum vă descurcați cu animalele? Bine. Câte oițe aveți acum? 36. Pe lângă uite ce mai aveți? Vaca aveți? Așa avem, două. Trei, adică. Și două. Hop, Gicu, acolo. Și aveți cu vițel sau fără? Păi vițelul l-am vândut. Și cu laptele ce faceți? Facem brânză. Faceți brânză? Și e bun, și atâta brânză? O vindem. Unde vindeți acum brânză? Sau unde? Vindem la un om. Vine și el la Angro, cum s-a zis. Aia Angro și vinde la piața la Bistrița?
Nu. Dar? El o duce în altă parte, pe la Cluj, pe la... Am înțeles. E foarte, și mai departe. E foarte bine, fiindcă... La București, încă o duc, ce zicea că... Da? E bine că românii pot să mănânce sănătos. Uite, așa ni se cumpere de la dumneavoastră. Păi cum am zis, dacă mânci, dacă ții, să poți mânca, să tignească de bucătură și oameni, dacă nu, lasă și bea apă și... Da. Da, s-o tomnit, Gicu, așa, e grăsuț, vai. Pășune bune, chimicalele din mâncărul. Deci, o mâncați acolo numai cartofi, pai și numai vzâi. Da, și au ei acolo alea arăbești. Sau turcești. Shaorma. Yeah. Shaorma cu de toate comanzi când acolo în sănătate, sau cum? Da. Cum zici? Ha? Coma shaorma. Da ce? Eu aici cu taică, tu tot vorbeam de treaba asta. Ha? Tu fii atent, eu când am început să mă îngraș de la dintre astea, de la shaorma. Da, da. Poftim? Da, adevărul că sunt multe. Chimicale, că conține foarte multe chimicale. Nu-i mâncarea cum e aici de la noi la România. Păi când vii tura următoare, nu te mai recunosc. Trebuie să mă uit bine. Trebuie să-mi slăbesc, că pe vară trebuie, că zic, nu-i problemă. Nu pot, te duce tractorul când spui la 80 de chile, am venit pe acasă cu 102 kg. Ai pus 20 de chile pe tine, mă omule. Da. Nu vedeți care e bluza cu burtă. Model de la nou. Ți-ai luat cu un model nou? Da. Na, las că nu-i rău. Ce să facem? Las că bine a fi. Ce am vrut să te întreb, Gicu? Mai ai un mâns pe lângă el sau? Mai am un mâns, taică s-o iei pe la Cluj ajuns. La Micnea, la domnul Dorel. La domnul Dorel. Și ni l-a dus să-l vedem? Da, acum. Mai du-l o dată, Gicu, mai du-l o dată încolo până la al doilea sârpi. Du-l așa frumos. Cum vrei tu. Ai ce frumos, ce frumos printează când îi dă. Da, dar să-l vedeți când e liber. Eu trebuie să-i strâng potcovile după aceea. Zboară potcovele? Fama. Cu cine potcoviți? Aveți potcovar? Singur, mi-l potcovesc. Eu bag aici la restenție. Aia, îl băgați la ăsta? Și potcovele de unde le cumpărați sau cum faceți? Le cumpărăm de la fierul, la ruș, de unde căutăm numărul care se potrivește. Da. Mamă e de vodă o lunșă. Trebuie să le trag jos, să-l curățesc iar. Da, Gicu, adă mânzuțul, te rog. Îți mulțumesc mult deocamdată. Hai, dă-mi. Absență. A fost păr os pe picioare, numai l-am tuns, a fost de, cu hâră. Deci e un cal cu păr pe picioare, cum se zice. Da, numai acum e sportiv. De pe-a lui crește, da. Bun. Super. Gicu. Da. Așa. Aici și mânzuțul de care ne-ai spus că l-ai achiziționat. Tura trecută nu l-ai avut. Nu. Un mânz foarte frumos, din câte am înțeles de la voi, e un mânz din cai foarte frumos. Da. N-are numai obluni. Obluni are? Da. Așa. Avem pretenții pe mari. Am înțeles. O să-l vedem și pe parcurs. O să fie un mânz frumos. L-ați curățat și pe la picioare, da, recent? Da, ieri ați făcut. Cum era pe unghi? Era lung pe unghi? Făcea labă de urs. Și... A început să-i se facă labă de urs? Da. Tai unghiile ca să nu facă. Să nu se lase pe tendoane, să nu, da, se lase așa. Da. Deci e literă de lege, așa e chestia asta. Păi e fiecare cum. Că dacă l-ai purtat atâta ziua, să l-ai după căruță, unde te duci să l-ai. Îi se rod frumos, așa. Da, așa. Mai ales ăla la alt, până nu-i dau 3-4 ture de așa greutate să ducă și să-l lăsă margă. Nu-l pot lega, să duce pe, merg pe tare. Am înțeles, trebuie un pic să-l obosiți. Trebuie lucrat. Am înțeles. Ei, un cal cu sânge surul, n-ai ce zicea. Ce nume ai pus lui Gicu? Nu știu, că
Tata i-a pus când i-a adus pasaportul. Dracula? Da. Aici am înzut Dracula, încă n-am auzit numele Dracula la cai. O fost la Izvin. Ba, au fost la Herghelie, la Izvin. N-am auzit eu. Un armăsar tot așa, roib. Aha. Stai cu mințe. I-ai dat zahăr din mână? Nu, că nu, știe că e străin, că doar numai te dau, trebuie să le zvinii. Dar nu i-ați dat dumneavoastră, da? Zahăr. Zahăr nu, nu i-am dat. Numai îi place să-l netezești. E, na, e copilaș, se joacă să asta. Copilașule! Nu-i voie. Să prindă cu... Deci, mânzul Dracula de 8 luni. Da. Urmează să schimbe și el blânița. Da. La primăvară. La primăvară. Vezi că se radică, fii atent. Ce? Avertizează. Se ridică în două picioare? Se ridică, îi place da. Să se ridice? Să nu-l înveți. Câteodată face sketch. Dar păi el ca și copiii s-ar juca. Da. Da, așa se învață când e mare, apoi să joacă. Întâi să joacă și după aceea să joacă cu tot cu tine. Și apoi când ne spune potcoavele pe cap, apoi ți le simți? Da, nu-i cazul. Nu, îl pregătim, bă. Pregătim până de mizierile astea, părul ăsta jos de pe el. Aștept pe costumul ăsta de copil. Numai că e tuns amul pe picioare. De unde zici că să trage mânzuțul? Din Zagra. Mai Zagra, la domnul Ionuc Ognean. Așa, așa. Din ceva iepe negre zici că iapă neagră? Nu, armăsarul. Iapa e la culoarea lui. Iapa e la culoarea lui și armăsarul e negru? Da. Armăsarul e negru. Cum o ieșit acum? Nu știu ce copii o să facă. Îmi place că v-ați mai luat așa o mânz. Să vă mai luați încă o mânză. Nu v-ați mai gândit să vă mai luați o mânză? O mânză. Să vă luați o mânză. Pereche la ăsta trebuie să-i cat. Îi căutați tot așa pe culoare, doriți să-l luați? Nu mă interesează culoarea, formatul. Ce înseamnă pereche? Pereche nu-i neapărat să fie în aceeași culoare și pereche pentru mine. Da. Pentru alții, fiecare cu părerile lor și cu ideile lor. Da, la deci pereche e să fie deștizătura. Scheletul o să fie egal. Așa, și? Și în același pas. Așa, pasul, și ai? Da. Deci trebuie să și cu temperament egal. Egal. Nu, unul mai iute și altul mai mare. Am înțeles. Asta, când o fi mare, nu și ultima dată puneți culoare, și ai? Da. Dacă și pe culoare, înseamnă că toată treaba e 100%. Dacă e pe culoare cam 100%, cam greu să găsește. Am înțeles. E cum e Cristi. Da, ce ai vrut să zici? Culoare, poți să iei, de exemplu, dar el nu știe la rândul lui ce scoate. Tată s-o din ce cai au venit. Că nu, taica s-o fă negru, dar el, nu știu, omul, e scrios la domnul mic la ce mânjul să aibă, cu care au montat, pe unii au montat cu el. Cu care? Cu sultan. Cu negru. Deci de negru ziceți, negru-i da. Tatălui, da? Da, da. Din sultan. Nu ziceți așa, că acum știu și eu cât e ceasul. Numai pe mama lui nu știu. Pai, că... O fă la o știi. Terlișua. O știu? În... Prima ediție, prima. În prima ediție, când a venit domnul Ionuc cu armăsarul și cu iepele la căruță, amate. Dacă ne uităm, o vedem, da. Ai grijă să pregătești. Foarte frumos. De urechile pe spate. Ei, știți deja, așa îl cunoașteți, da? Păi dacă de când l-am adus, dacă stau cu el dimineața, seara. Aha. Eu am știut năravul. Dar am de puțin timp, de când... L-a vaccinat și îl ducem de ața, că rest nu l-am dus. Îl lăsam liber după surul de vine la apă. Aha. Îi ducem acolo la vale. Să-și, cap, mai mult pentru spațiri, să spațirească, să facă un pic de mișcare. Da. Gicu, mai du-l încolo o dată și îl mai poți învârți după aia încoace. Păi el o să-l doriți să-l țineți pentru dumneavoastră, așa-i? Da, păi pentru el. Pentru Gicu? Am înțeles. E soarele mă pune. Așa că el păi, e... Păi stați o secundă, că încă soarele e sus pe cer. Acolo, poți să rămâi acolo, Gicu. Așa. Ce-ați vrut să spuneți? Gicu. Pentru unii încă soarele mai stă sus pe cer, dar pentru mine e apune, prinde apune. Da, încă-i sus frumos pe cer, se vede frumos soarele. Da. E păros ca ursul. N-are nimic, că schimbă el părul cât de repede. Acolo, peste o lună, jumate. Îl mai vedem. No. Gicule, dacă te duci în străinătate în 3 săptămâni, când vii înapoi? La vară, dacă la fel. Dacă Dumnezeu, la sfârșitul lui iunie. Vin acasă, așa, pe stau 3 luni. Vrei să stai așa? Să facem fân, să pregătim pentru animale. Am de lucru.
E străin de satul. Asta. Eu dietul să saturam cu 3 luni, dar păi eu am stat. Cât a stat? Din 2002, dintre străini, până cum, anul trecut. Ce am vrut să vă întreb, cum e pentru străini, să zicem, după ce nu mai lucre acolo, sau știu eu, cum se comportă cu tine? După ce, pentru străini, ești la fel ca un tractor. Cât adică? Te poate folosi și funcționezi, ești bun. Când faci pană sau nu mai corespunzi, te dă deoparte și e alt. La ei așa e. Deci nu sentiment, nu alte treburi, așa e? Nu, sentimentul pentru ei ești un fel de pușcăriaș, un sclav. Nu, ești o piesă. Aha. Dacă ne-a spus un patron când am lucrat la măsline, zice, pe mine m-a învățat șeful de la Casa Mare, patronul, care era patronul adevărat, că ăla era Engargau, cum s-a zis, era un sub, șef. Un, da, era mai de, care un șef mai mic. De, da, de așa, lucrări. Așa. Zice, un muncitor trebuie să fie ca și o lămâie. L-ai lot, l-ai stors de toate puterile și când vezi că nu mai are putere, ai aruncat și vine altul. Așa au zis? Da, mie trebuie, mă interesează să margă producția, nu... Muncitor zice, pe bandă. Deci nu, ești ca un pușcăriaș pentru deci nu, 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 nu se gândea că putea... Cărâie cum ar fi fost tine, să fie tatălui așa, să lucre așa și... Da, nu. Să, nu așa ei, tu ești muncitor, pe tine trag. Nu, că am vai, înțeles. Cum e la noi în România, vai că mă duc să beau apă, că mi sete. Stai, că ai ora. Pauza de țigară la fel, ai ora, nu fumezi tu când vrei. Mă! Aha. Sunt multe lucruri, numai cine... Mâncă pita între străini, știe. Știe, așa-i? Da, și că vin aici, uitați-vă de curiozitate la pozele care le postează în Facebook-uri, în străinătate, ca un zâmbet așa, o privire cerdută, lipcerdută, nu e un zâmbet cu culoare. Da. E așa, cum mai zice, brânză, cum zic ăștia englezi, un zâmbet, un zâmbet forțat. Da. Pe când un copil din ăsta alt... Că el e cu haine petișite sau e plin de mizerie și că mâncă o dată e mai fericit. Dacă îi faci o poză, radiază. Dacă am ajuns în Germania, de bucurie. Țară n-am văzut. Să văd câini morcov. N-am crezut că există. Cine? Câini. Unii acolo, o patroană acolo la o hală, mânca câini morcov. Deci era vegetarian. A, păi acum mănâncă sărac cu cei dai, dacă eu l-am învățat cu morcov. Și mere pădureață mâncă, numai nu-i da de mâncare și da. Tăi orice dinainte, la 3 zile, că mănâncă. Da. Gicule, să-ți vedem zâmbetul. Ai un zâmbet frumos, ești acasă, te simți bine aici lângă tatăl tău. Da. Treabă bună. Da. Gicu, ce să zic? Îl salut aici pe tatăl tău, te salut pe tine. Mulțumesc. Vă mulțumesc tare frumos. Dar când veniți la vară, nu veniți numai așa pentru vin eu la vară, 10 minute. Vin la vară la dumneavoastră, expre, numai să stau cu dumneavoastră o poveste. Și atunci o să avem timp să vă arăt altceva. Bine, bine. Gicu, îți mulțumesc mult și ne vedem. Te salut, Gicu. Nu așa are voi. Și să mai luați încă, să mai luați încă o mânză pereche la... Mânză pereche, să vedem dacă găsim din tată. De la taică sau... ceva cu șolani, așa, să aibă structură, o sosă bună. La când are un an, i-am zis că e curios să vedem la un an cât a crescut de când e la noi. Că l-am măsurat și acum e curios să vie. Păi o să crească frumos. Nu e cal de fugă, cal de povară. De îi place numai, stai numai un pic să se obișnuiască. No, mai bine. Nici nu-l cunoaște și nu-i te place legat. Să-l leși în libera, faci lui, de-a lui, sare și... Gicu, îți mulțumesc mult. Numai cele bune. Hai, domnule.